Credeți-mă, cu toții dintre noi și cei care au gândit și cei care au realizat, erau multe necunoscute, dar a depășit așteptările acest eveniment frumos și o să povestim pe parcurs. Înainte de toate, sigur că mulțumiri Guvernului Republicii Moldova. Mulțumim Ministerului Culturii care a pus aportul și financiar și a reușit echipa Teatrului Național să ajungă în 11 țări din Europa, 11 dintre care 6 capitale, 6 sau 7 capitale, și iar Biroul Relații cu Diaspora, care doamnele de la guvern au lucrat ca furnicuțele, comunicam cu ele zilnic și aveau grijă dacă totul i-l-a pus la punct, și cu ocazia asta îi mulțumesc și o să-i ofer cuvântul doamnei secretar de stat de la Guvernul Republicii Moldova, de la Biroul Relații cu Diaspora, doamna Ana Kalinici, pe care o salut aici și o să-i ofer să dea botez acestei conferințe de presă și să înceapă. Mersi mult, domnule Hădârcă. Turneul cultural Mărțișor în toată lumea este o experiență inedită pentru noi să organizăm un astfel de turneu de o asemenea anvergură. Este pentru prima dată când Guvernul Republicii Moldova a organizat o campanie de o asemenea amploare și a reușit să ajungă în atâtea țări la moldovenii noștri care sunt stabiliți peste hotare. Păstrarea și promovarea identității naționale prin promovarea culturii naționale și a limbii române este o prioritate pentru stat ca politică pentru diaspora. Este consemnat și în programele noastre și este important pentru noi, într-adevăr, să menținem legătura cu moldovenii stabiliți peste hotare. Este important pentru că avem și generații tinere care se formează acolo și care de multe ori sunt educați într-o limbă străină și e bine să le prezentăm cultura națională, limba română. Mă bucur că am reușit împreună cu Ministerul Culturii să aducem în atenție o piesă atât de fascinantă, importantă. Pe parcurs am aflat și despre detalii istorice, într-adevăr impresionantă, despre Steaua fără nume. Am reușit să cucerim publicul din diaspora. La alegerea și identificarea locațiilor pentru desfășurarea turneului, sigur că am luat în considerare orașele unde sunt mai mulți moldoveni, pentru că să avem cât mai mulți spectatori și să beneficieze de aceste spectacole cât mai multă lume. Și în procesul de organizare, sigur că am colaborat foarte mult cu misiunile diplomatice, mulțumesc tuturor pentru implicare. Acest fel am optat pentru Portugalia, Germania, Spania, Italia, Franța, Marea Britanie, Irlanda și Belgia. În total, 10 orașe și un rezultat extrem de bun, aproximativ 4.000 de spectatori. Pe lângă spectacol, diaspora a beneficiat de recitaluri organizate ad hoc. Mersi mult echipei Teatrului Național Mihai Eminescu. A fost nevoie de aceste recitaluri pentru că a existat un interes sporit și o necesitate să mai fie ceva suplimentar. De aceea le mulțumesc tuturor instituțiilor implicate în organizare, colegilor mei, Biroul Relații cu Diaspora, Teatrul Național Mihai Eminescu și echipei de actori, domnule Hădârcă, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice pentru o colaborare atât de bună în organizarea turneului și, de asemenea, mulțumim tare mult asociațiilor partenere care, fără niciun interes, deci doar din pur voluntariat, s-au implicat în organizarea turneului. Fără aceștia nu era posibil să organizăm o asemenea campanie. Mersi spectatorilor care cunoaștem din discuțiile private că mulți dintre ei s-au deplasat din alte orașe la distanțe destul de mari ca să vizioneze spectacolul. Și mersi și voluntarilor care înțeleg că au fost tare multă lume care au cărat tot ce era necesar pentru asamblare și pentru asamblarea scenei. Mersi și lor. Fiecare persoană implicată este importantă și adresăm mulțumiri tuturor. Rezultatele obținute au îndreptățit într-adevăr așteptările și feedback-ul, comentariile cu care vine fiecare spectator ne sunt de folos să înțelegem că într-adevăr
ca stat trebuie să continuăm să organizăm activități culturale în diaspora și acest turneu ne demonstrează încă o dată că cultura este la baza noastră, a identității noastre și cultura ne face să menținem legăturile cu toată lumea care este plecată. Cred că vom continua într-adevăr în fiecare an să organizăm minim un astfel de turneu. Acesta a fost primul care a spart gheața, a organizat un pic mai complicat pentru că este pentru prima dată, dar rezultatul remarcabil a meritat tot efortul. Mersi tuturor implicați și domnul Hădâr, că vă dau înapoi. Mulțumim, mulțumim mult pentru această muncă depusă și această încredere că ați ales anume și Teatrul Național și piesa Steaua fără nume, un text clasic, un text universal, un text românesc scris de Mihail Sebastian în regia lui Alexandru Cozub, care a păstrat acuratețea replicii din piesă și am avut bucuria să adunăm spectatori de pe ambele maluri ale Prutului. Deci a fost nu numai diaspora Republicii Moldova, a fost și diaspora României în toate țările. Au fost și diplomați importanți, au fost primari. Despre asta o să vorbim mai târziu, acum vreau să-i ofer cuvântul și să-i mulțumesc domnului ministru al culturii, Sergiu Prodan, care a venit împreună cu consilierul, cu Boris Cremene, la Londra și a simțit pulsul acelor comunicări, acelor întâlniri frumoase cu spectatorii care s-au deplasat la Londra venind de la 400 de kilometri. S-au deplasat la Dublin într-o sală, într-o sală pe care am adaptat-o, o biserică de 1100 de locuri și a fost aproape plină. S-au deplasat spectatori care au văzut pur și simplu recitalul la Barcelona și după spectacol a venit la noi. Zice, domnul Hădâr, că nouă ne-a plăcut atât de mult bonusul pe care l-ați prezentat la Barcelona și am urmărit graficul. Unde sunteți voi în data cu tare când noi suntem liberi? Și au cumpărat bilet la avion și au venit la Dublin și după aia ne-au îmbrățișat și a zis că ne așteaptă în continuare să venim cu alte proiecte. Nu în zadar spun introducerea asta înainte de a oferi cuvântul domnului ministru, pentru că acum a fost susținerea financiară și de partea noastră și a biroului a fost implicarea în momentul organizatoric, dar a zis data viitoare și așa va fi, credeți-ne. V-am făcut relații, acum deschideți voi ușile și încercați să faceți ca să puteți obține și un profit în sensul frumos al cuvântului. Noi acum din proiectul ăsta am obținut profit imaginar. De imagine frumoasă. Dar vă promitem că ceea ce s-a întâmplat va avea ecouri frumoase și uși deschise în continuare. Domnul ministru. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în primul rând pentru efortul depus și pentru acest succes în acest turneu, care, din câte știu, de o astfel amploare turnee Teatrul Național n-a avut, Mihai Eminescu n-a avut niciodată. Într-adevăr, este abia primul pas, este un început. Mulțumesc din suflet guvernului care a căzut în plasa, în mreaja noastră întinsă cu ideea mărțișor în toată lumea, a avut încredere în noi. Mulțumesc doamnei Calinici pentru că ea a fost persoana de influență prin care noi încercam să convingem și să transmitem, să arătăm potențialul și importanța acestui turneu. Și mulțumesc doamnei Calinici, mai ales că eu anul ăsta venisem cu ideea mărțișor în toată țara, dar zic, dar la anul facem mărțișor în toată lumea. La care doamna Calinici a spus, dar de ce la anul? Haideți anul ăsta. Părea imposibil, pentru că acest turneu a fost organizat practic într-o lună, din momentul, chiar mai puțin.
Și aici o implicare extraordinară, exemplară, au avut ambasadele noastre, care, ce să zic, au făcut pe impresarii și au demonstrat că se poate, le suntem recunoscători. Și aș vrea să ating tema care a pornit-o domnul Hadârcă despre potențialul economic al culturii noastre în Europa. Europa astăzi este o țară foarte mică. Circulația între capitalele europene, între orașele mari, este asigurată la cel mai înalt nivel. Iată, și acest turneu a demonstrat că cel mai eficient mod de a promova cultura este să o promovezi la cel mai înalt nivel. Deci, artiștii au zburat cu avionul de fiecare dată sau cu trenuri rapide europene. Am făcut programul în așa fel încât acest turneu nu s-a transformat într-un calvar fără oprire. Și vreau să zic că, de fapt, acest turneu a demonstrat că noi avem un extraordinar potențial artistic. Noi avem un potențial artistic care excede, eu știu, necesitățile sau limita solicitată de piața noastră în Republica Moldova. Artiștii noștri sunt cunoscuți atât în diaspora din Republica Moldova, cât și din diaspora din România în general, și în genere diasporele deja sunt amestecate și cultura este una, și noi am mers și am fost admirați, aplaudați, susținuți artiștii noștri de cei inclusiv din diaspora românească, și asta demonstrează un potențial enorm economic. Noi, pe de o parte, avem un potențial artistic care trebuie valorificat, noi avem spectatori dornici care sunt gata să umple sălile și fac sute de kilometri, și vă asigur, deci drumul pe care îl fac ei ca să ajungă la un eveniment cultural îi costă mai mult decât eventualul bilet de a accede la acest eveniment. Ceea ce lipsește astăzi este sistemul care ar face conexiunea între potențialul artistic și cel de spectatori. Deci este un domeniu care trebuie dezvoltat și mă adresez aici, pe această cale, businessului privat, antreprenorilor potențiali, care ar putea să preia proiecte de acest gen și să valorifice potențialul nostru artistic. Vreau să vă zic că, iată, venind la Londra cu câteva săptămâni înainte, pe stadionul Wembley, diaspora noastră comună românească și din Republica Moldova a adunat 12.500 de spectatori. Stadionul Wembley a fost plin la un concert organizat de artiști și din România și din Republica Moldova. Deci este un potențial enorm și noi în mod conștient am mers acum pe oferta unui teatru dramatic pentru a demonstra că interesul este nu doar față de muzică, nu doar față de muzica populară, de exemplu, pe care o respect și o promovăm cu mare drag, muzica academică, dar și față de orice formă de artă din Republica Moldova. Galerii, expoziții, deci vernisări de expoziții muzeistice și, desigur, arta dramatică. Vă mulțumesc din suflet, vreau să le mulțumesc actorilor și să-mi exprim invidia, pentru că în acea scurtă vreme cât am fost și eu actor în teatru, aici la Chișinău, nu am avut parte de un astfel de turneu, nu am avut parte de turnee, în străinătate mai ales. Și am simțit și din partea lor acea emoție adevărată când oamenii, când artiștii noștri nu au fost în turneu undeva în primării, în sătuce mai puțin importante, ci au fost admirați și aplaudați pe cele mai mari scene
în cele mai importante orașe europene. Și contactele, foarte important moment menționat și de domnul Hadârcă. La Londra, noi împreună am fost la Teatru Globe, Teatrul lui Shakespeare. Am preluat, eu personal am învățat foarte mult în această vizită la Londra, fiindcă am văzut cum se poate de organizat activitatea economică a unui teatru, cum trebuie de organizat activitatea unei instituții concertistice, cum ar fi Albert Hall din Londra, unde pur și simplu persoanele, administrația de acolo ne-au purtat și ne-au arătat toate dedesubturile, ne-au explicat toate formele de cooperare, de dezvoltare, de activitate economică. Trebuie să preluăm din aceste călătorii și experiența colegilor din Europa, dar și în acest turneu am demonstrat cu siguranță. Artiștii noștri sunt artiști europeni. Calitatea produsului artistic în Republica Moldova este de cea mai înaltă, la cel mai înalt nivel. Noi avem cu ce, avem cu ce ne mândri, avem ce arăta lumii și ceea ce ne lipsește sunt exact antreprenorii, sunt oamenii care pot asigura conexiunea între instituția artistică și spectatorii care sunt dornici și ne așteaptă de fiecare dată. Vă mulțumesc și vă doresc succes pe viitor și îndemn către celelalte teatre. Este un exemplu și suntem deschiși spre colaborări și spre susținerea proiectelor pentru fiecare instituție, atât instituție publică din subordinea Ministerului, cât și față de instituțiile private din Republica Moldova. Ele există, ele sunt, ele activează, ele demonstrează că arta, cultura face parte, de fapt, din economia Republicii Moldova, ea poate fi sustenabilă, ea trebuie să fie sustenabilă și rolul nostru ca administrație publică centrală, dar și administrațiile publice locale, este de a susține inițiativele bune și de a ridica până la acel nivel în care deja renumele artistic asigură sălile pline și asigură bunăstarea artiștilor noștri conform meritului și efortului depus. Îndemn toate teatrele să vină să se adreseze Ministerului cu propuneri de proiecte și de idei, nu doar în Europa, în toată lumea, și nu doar în toată lumea, ci și în Republica Moldova. Noi trebuie să mergem cu toții în satele noastre, în localitățile noastre. Deci mărțișor în toată lumea nu înseamnă abandonarea ideii mărțișorului în toată țara. Și trebuie să fim cât mai aproape de spectatorii noștri, trebuie să ne preocupăm de comunitățile noastre, de starea spirituală a comunităților noastre. Pentru că acel fenomen cu care noi toți anii luptăm, plecarea oamenilor din Republica Moldova în străinătate, unul din motive a fost lipsa evenimentelor culturale în comunitățile mici. Cât de mare n-ar fi potențialul economic, de exemplu, sau creșterea economică, sau bunăstarea oamenilor în localități, dacă noi nu asigurăm un acces civilizat la produsul cultural și nu ne îngrijim de starea lor spirituală, ei vor pleca și nu îi vom atrage cu nimic altceva decât cu aceste valori culturale. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumesc, domnule ministru, aveți perfectă dreptate că experiența acestui proiect, de fapt, împărtășesc bucuria unor emoții pentru de nedescris. Dacă la început credeam că e o simplă punte de legătură dintre cei plecați de acasă și cu cei de aici rămași, ne-a consolidat și ne-a demonstrat că suntem un tot întreg, suntem o familie, nu numai diaspora noastră, nu numai românii din Basarabia, dar
și românii de dincolo de Prut, și românii de dincolo de Prut care au fost prezenți alături de conaționalii noștri, cu românii de aici, din Basarabia, la spectacole. Dar aduc sincere mulțumiri autorităților care au pus umărul și s-au implicat autoritățile și de la București. Par exemplu, au fost momente când ne-am confruntat cu anumite dificultăți, pașapoartele unor din echipa noastră n-aveau încă viza, trebuia să iasă, să apară vineri la București, duminică trebuia să zburăm deja cu pașapoartele la Dublin, și atunci autoritățile de la București, prin faptul, încă o dată au demonstrat că ei fac deja parte din familia europeană și acolo unde ar trebui să fim și noi, în curând, în viitor apropiat, ne-au ajutat. Cu ocazia asta, iertați-mă că, dar trebuie să spun mulțumesc tuturor ambasadorilor, începând cu ambasadorul Republicii Moldova, Eugen Revenco, de la Madrid, care a mers cu noi la toate reprezentațiile, la toate bonusurile. Dacă bonusurile, având în vedere artisticii, recitalul, dacă pe 12 am avut la Madrid spectacolul Steaua fără nume, a invitat primarul de acolo, consilierii de acolo, a facilitat și ne-a deschis ușca să avem întâlniri cu diferiți primari, să stabilim noi legături, noi proiecte pe viitor. Și am spus, zic, că deja guvernul nu o să mai dea bani, trebuie să mă ajutați să găsesc altă susținere financiară ca să aduc teatru. Pe urmă, a doua zi, pe 13, ambasada română de la Madrid ne-a deschis ușile și ne-a invitat să facem o proiecția filmului cu un recital. Și tot așa, credeți-ne, din țară în țară, așa de mult ne-am bucurat văzându-i pe toți o familie. Văzând, când chiar încheiind, ca să nu lungesc prea mult, la Dublin, doamna ambasadoare Larisa Miculeț din aeroport, și așa au fost toți ambasadorii, practic. Ne-a întâlnit cu tartinuții făcute personal de ea, iar la spectacol a invitat 11 ambasadori străini din diferite țări ca să vadă teatru național. Același lucru s-a întâmplat și la Paris cu Orina Călugăru, care și pe urmă am primit felicitări din partea mai multor personalități diplomatice din domeniul culturii, care spuneau: nu vă dați seama prin acest proiect cum ați deschis și ați ridicat imaginea Republicii Moldova. Am descoperit și un teatru frumos, am descoperit și un teatru profesionist. Așa că, înainte de a ține de program, și înainte de a prezenta anumite secvențe, astăzi vom prezenta și îi aduc sincere mulțumiri lui Ian Onică, care a fost și el prins în acest turneu, pe lângă faptul că era implicat în spectacol, trebuia să memorizeze venirea spectatorilor, să filmeze, să ia interviuri, seara să facă corecții la anumite imagini, că îi ceream, zic, trebuie să facem jurnalul, trebuie trimitem, nu dormea toată noaptea, a doua zi se implica cu toții și actorii la descărcatul decorului, pentru că mașina, tirul nu avea voie să stea decât 20 de minute, nu permitau autoritățile, și acolo unde a fost nevoie, s-au implicat cu toții și le sunt foarte recunoscători. Înainte de a trece la următoarea, dacă înainte de a prezenta filmul și vă gândiți pe parcurs la întrebări, o să îi ofer cuvântul și lui Ghenadi Gulcă, pentru că el era nu numai actorul principal, rolul principal, Miroiu, din Steaua fără nume, dar era și cel care era un
și avea grijă de fiecare. Dacă cineva avea suspiciune la vamă, se ducea și se implica și îl scotea de acolo să nu fie arestat. Cei cu pașapoarte moldovenește, apropo, iertată-mi fie nuanțat. Cei care aveau pașaportul Uniunii Europene, nu numai prin faptul că am călătorit liber, dar ne-am demonstrat nouă a suta oară că locul nostru este alături de o lume civilizată, alături de lumea europeană și conaționalii noștri, prin votul care l-au dat acum 2 ani, ne-au menținut această direcție și chiar le suntem recunoscători. Țin să mulțumesc din partea colegilor mei pentru această decizie inspirată de a ieși în lume cu acest spectacol minunat, Steaua fără nume. Un spectacol pe care noi îl jucăm cu mare plăcere deja de mult, de o perioadă mai lungă, dar aici, odată cu întâlnirea spectatorilor din Portugalia, Spania, Franța, Irlanda, Belgia, am simțit că are un potențial deosebit. Aceiași spectatori, la același spectacol, dacă ar fi venit la Chișinău, probabil că ar fi existat un alt impact. Ori faptul că există totuși această distanță, cumva ni s-a creat încă o dată convingerea că oamenii îi simțim mai aproape de noi și cu această ocazie am vrea să mulțumim Guvernului și domnului ministru în mod special pentru faptul că a avut încredere în noi și pentru faptul că ne-a susținut pe tot acest parcurs. Noi vă așteptăm la acest spectacol, apropo, pe data de 27 aprilie. Îl rejucăm în forma clasică aici la noi. Suntem siguri că va fi un spectacol bun și cel puțin știm că sunt foarte multe persoane care nu au reușit să-l prindă, așa că vă așteptăm și pe 27 și în mai. Eu o să mă abat, adică nu mă abat departe, dar este o onoare pentru noi să fie atașatul cultural al Ambasadei Statelor Unite și domnul Brian și îi aduc sincere mulțumiri înainte de a-i oferi cuvântul domnului ministru pentru faptul că, de fapt, proiectul ăsta cu mărțișori în toată lumea a avut o repetiție, da, în toamna anului trecut, când Ambasada Statelor Unite și împreună cu Ministerul Culturii ne-a ajutat să ajungem cu dosarele Siberiei în 4 capitale europene și a fost nemaipomenit. Iar în afară de asta, noi am jucat și în 10 localități din Republica Moldova și în România și în Ucraina, în Cernăuți. Am jucat dosarele Siberiei pentru spectatori și a fost de un impact nemaipomenit. Eu vă mulțumesc cu această ocazie, dar după protocol o să-i ofer cuvântul domnului ministru. Da, dragă Brian, dați-mi voie să vă declar oficial cel mai talentat spectator de proveniență americană. Vă mulțumesc, vă mân această diplomă de onoare. Și vreau să zic că, deci, dacă aveți întrebări vis-a-vis de repertoriul teatrelor în Republica Moldova, Brian este persoana care știe când, unde, ce s-a jucat, cum s-a jucat. N-am fost la niciun spectacol și în calitatea de ministru trebuie, bineînțeles, e de datoria mea să văd tot ce se produce, dar n-am fost la niciun spectacol la care n-ar fi fost prezent Brian și eu sunt sigur că el a văzut multe spectacole la care n-am fost prezent eu. Mulțumesc foarte mult, Brian, pentru atitudinea dumneavoastră față de cultura din Republica Moldova. Înțeleg că mandatul dumneavoastră se încheie și o să ne lipsiți foarte mult și oricând, vă rog, noi o să vă trimitem invitații la concerte și spectacole în continuare. Poate din alt colț al lumii, veniți la un spectacol special în Republica Moldova. Thank you, Brian. Thank you very much. Și eu aduc sincere mulțumiri
Și cu ocazia asta dați-mi voi în semn de recunoștință. Pentru că, credeți-mă, domnul ministru, că vroiam să-i dau invitații. Deci, nu, noi toți în teatru știu. Locul, rândul 11, locul 11 era bronat și cumpăra bilete domnul Brian la toate spectacolele noastre. Iertată-mă fie această pagină. Dar vreau din partea teatrului, colectivului Teatrului Național, să vă oferim o monedă numismatică editată, emisă de Banca Națională a Republicii Moldova, cu prilejul celor 100 de ani de existență a Teatrului Național și să o duceți acolo în America, să simțim și noi pulsul și poate va fi un capăt de legătură să venim în turneu cu Teatrul Național și în Statele Unite. Acum valorează mai mult. Deci, deja mai mult. Atunci când a fost emise, valora, i-ai de 100, dar valora 800 și ceva, acum valorează mult. Da, e monedă numismată. Mulțumesc. Sunt foarte onorat, sunt foarte mândră de a veni aici. De fapt, primul teatru ca a mers a fost Teatrul Mihai Eminescu în mai 2021, după COVID-ul, și am mers este divorț în stil italian și a doua piesă de teatru că am văzut era, de fapt, Steaua fără nume. Așa. Mulțumim! O să vă simțim lipsa și dorul, dar de fiecare dată când vom intra în sala Teatrului Național, ne vom saluta în dreptul rândului 11, locul 11. Da. Deci, mai spune cineva să urmărim filmul, nu? Da, eu zic că o să ofer așa, dacă moderez, o să ofer începând cu eroina principală. Vedem și filmul. Să vorbească, da? Diana de Cuseară. Bună ziua! Mă tot gândeam ce aș adăuga la câte au fost spuse. Ziceam că noi ne-am întors cumva din acest turneu cumva altfel, în sensul că ne-am întors cu acea validare din partea publicului de care are nevoie probabil fiecare actor. E nevoie să știi că ceea ce face e important. Ori din acest turneu ne-am întors în mod special cu acea senzație că e important ceea ce facem. Nu neapărat noi suntem importanți, dar teatru este important. Pentru că am văzut de nenumărate ori magia pe care o poate face teatru asupra publicului. De exemplu, atunci când eram în Germania, am ajuns pe data de 8 și ne-au spus că pentru mâine vedeți că avem doar jumătate de sală. Și pentru că era 8 martie, ne-am dus că se organizase petrecerea doamnelor în diaspora de acolo. Și noi ne-am dus ca să anunțăm o dată în plus că vedeți că mâine avem un spectacol și vă invităm. Și fiind acolo, ne-am pomenit în mijlocul unor oameni care petreceau așa cum petrec moldovenii, având două interprete, cu horă, cu iu-iu-iu, cu așa. Și noi ne uitam cumva înfricoșați că nu știam ce vom face noi cu acest public, dacă vine mâine, cum să le captăm atenția preț de 2 ore și jumătate, cu altfel, cu altceva. Și aceleași fețe le-am văzut a doua zi în sală,
Și a durat spectacolul mai mult cu vreo 20 de minute, lucru pentru care am fost certați de către domnul director, care a spus că ați întins spectacolul. Ori noi pe urmă i-am demonstrat că noi am întins spectacolul, tocmai că pentru, după fiecare scenă urmau aplauze. Și a fost un spectacol, inclusiv și înainte să apară Grig, domnul director în scenă, nerostind niciun cuvânt, l-a început să-l aplaude. Și s-a întins începând de la dumneavoastră, apropo, glumim. Bine, aceiași oameni care cu o seară înainte chiuiau și poate erau așa mai altfel, mai exaltați, a doua zi au venit cu lacrimi în ochi și au spus că ne-a fost dor de așa ceva, pentru că interpreți noi ne mai permitem, mai punem mână de la mână și aducem câte un interpret să ne cânte. Ori teatru e scump pentru noi. Iar voi, ceea ce ați adus, ne-a suplinit acea poftă de limbă română, de emoție scenică, pentru că teatrul în Europa, nu că e bun sau că e rău, e pur și simplu altfel, ori noi simțim sufletul ăla de moldovean, totuși rămâne același, indiferent de circumstanțe. Ei simt într-un fel anume, pentru că s-au născut aici și flutul din stomac sunt puțin altfel, cred că, din moment ce prin venele tale circulă, curge sângele de aici. Ne-am întors cu o poftă nebună de a face ceva. Drept dovadă, iată, suntem în plină montare, lucrăm. Întotdeauna, deja, fără ca să ne dăm seama, ne raportăm la ceea ce facem astăzi, mâine, poi mâine, se poate fi dus și arătat și altora. În sensul în care să nu fie nici un decor prea complicat, să facem așa ca să placă și conaționalilor noștri de acolo. Eu m-am întors îmbogățită cu mai multe imagini în capul meu pe care le pun pe raftul memoriei și cumva când o să fac un rol anume o să-mi amintesc de doamna din Germania sau din Irlanda sau de niște sorți pe care le-au povestit ei și cumva au rămas înrădăcinate în sufletul meu, care adună impresii, care, așa cum face probabil orice actor. Și bineînțeles m-am întors cu certitudinea că tot ce avem noi mai scump sunt oamenii. O parte dintre ei i-am pierdut, pentru că nu cred că se mai întorc înapoi, iar o altă parte s-ar putea să revină. Și noi trebuie să facem tot posibilul, să le arătăm că aici e posibil să trăiești, să creezi, să iubești și că acest petic de pământ poate fi o parte din Europa și cu o mare speranță ne-am întors. Ori cred că pentru orice om este importantă credința și speranța în ziua de mâine. Haideți să îndrăzniți. Adevărul e, experiența acestor emoții a fost deosebită. Credeți-ne, atunci când am pregătit subtitrarea, eu vreau să-l salut și pe domnul Boris Cremene, pe domnul Andrei Chistol, care tot au pus umărul la tot, au urmărit din spate. Vreau să salut și pe Violina Donu, șefa relației cu diaspora, și doamna Oxana Roșca. Mereu ținea pulsul convorbirilor telefonii și mă întreba, tot e ok? Tot e ok, stați liniștit. De unde nu e ok, e ok. Tot o să facem. Astea fiind spuse, vreau să vă remarc un moment. Atunci când ne-am gândit să ducem spectacolul în Europa, am crezut că vom lega aceste punți de suflet cu spectatorii noștri plecați de acasă de mulți ani. Dar subtitrarea am zis că o fi pentru prietenii conaționalilor noștri care vor veni la spectacol. Cu tristețe vreau să spun că de subtitrare s-au folosit mai mulți copii născuți acolo. Copiii de care trebuie să avem legătură, trebuie să menținem această legătură, trebuie să continuăm pentru ei. Ei deja sunt la o vârstă, așa, tineri, deja sunt de 15-20 de ani, dar au trăit toată viața acolo și au pierdut această legătură cu Chișinău. Mai țin
legătură părinții lor, dar noi am demonstrat și vă mulțumim enorm pentru ideea acestui proiect, am demonstrat necesitatea și important e această comunicare să o păstrăm în continuare cu cei plecați de acasă, că sunt o forță. Sunt o forță frumoasă și au demonstrat acolo unde au ajuns. Noi am fost mândri de istoriile lor, de succesele lor, ce au realizat ei acolo. Și zic, măi, asta e țara noastră frumoasă, România, de la Nistru până la Tisa. Filmul. Eu zic așa, vă propun să vedem secvențe. Astea, de fapt, sunt anumite momente în toate, de începând de când am plecat în acest frumos turneu de o lună și jumate aproape, și după care vă stăm la dispoziție fiecare din actori, fiecare din cei implicați în acest proiect, la curiozitate, la întrebări pe care așteptăm să le puneți. Și ne retragem și noi așa cu scaunele aici să vedem. Ian?